Este un verset care îl am astăzi pe inimă și acesta se află în Proverbe, capitolul 22. Apropo, Cartea Proverbe este cartea din Vechiul Testament cea mai apropiată de învățătura Noului Legământ. Toate cărțile Vechiului Testament se referă la învățăturile Vechiului Legământ, excepție făcând cuvântul direct al lui Dumnezeu. Restul, toți oamenii lui Dumnezeu din Vechiul Testament trăiau o viață a Vechiului Legământ. Dar Proverbe are multe lucruri care sunt apropiate de Noul Legământ. De exemplu, Dumnezeu dă har celor smeriți a fost scris prima dată în Proverbe. Sunt aproape aceleași cuvinte în Proverbe 3 cu 34. Dar acum mă gândesc la Proverbe 22, versetul 4. Sunt două caracteristici menționate aici, care sunt foarte, foarte importante pentru noi toți dacă vrem să trăim o viață evlavioasă. Toate greșelile pe care le facem și faptul că nu trăim așa cum vrea Dumnezeu să trăim este pentru că noi nu căutăm aceste două calități: smerenia și frica de Domnul. În Vechiul Testament, când se vorbește de bogății, se referă la bogății pământești și onoare în viață. Dar să aplicăm aceasta duhovnicești. Calea către bogăția spirituală, să primești lauda sau cinstea din partea lui Dumnezeu și a avea o viață duhovnicească, nu se poate decât prin smerenie și frică de Domnul. O diferență între primii ucenici ai lui Isus și alți creștini, inclusiv noi, este că ei au petrecut vreo 30 de ani, fără să știe nimic de harul lui Dumnezeu. Petru, Iacov, Ioan și toți ceilalți. Cred că ei proveneau din case unde era frică de Domnul și părinții lor i-au învățat numai frica de Domnul. Să aveți frică de Domnul. Să aveți frică de Domnul. După 30 de ani în care nu au auzit nimic de harul lui Dumnezeu, ci numai despre frica de Dumnezeu, l-au auzit pe Isus în Noul Testament vorbind despre harul lui Dumnezeu. De aceea au putut ajunge la o viață duhovnicească. Problema noastră este că încă de la început am auzit de harul lui Dumnezeu. Încă de la început, de când am mers la biserică, de la convertire. Că Dumnezeu iartă, că este bun. Și din cauza aceasta, majoritatea creștinilor nu ajung să-și formeze frica de Domnul. Și acesta este motivul principal pentru care ei pot păcătui. Și nu se simt vinovați pentru aceasta. De aceea pot să facă rău cuiva și să nu-și ceară iertare. De ce e așa? pentru că ei nu au învățat niciodată frica de Domnul. Aceste două lucruri sunt legate împreună, smerenia și frica de Domnul. Se țin de o altă. Un om care este smerit are și frică de Domnul. Un om care are frică de Domnul va fi smerit. Acestea merg împreună. Sunt ca doi gemini. Să vă arăt în Noul Testament cum vine frica de Domnul. În 2 Corinteni, capitolul 7. În capitolul 6 vorbește despre niște promisiuni extraordinare. 2 Corinteni, 6, versetul 16, ultima parte. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Imaginați-vă că Dumnezeu vă spune vouă asta și caselor voastre sau în biserica voastră. Eu voi fi cu voi și voi umbla cu voi. Versetul 17. Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei. Și priviți o altă promisiune extraordinară. Versetul 18. Eu vă voi fi tată și voi înveți fi fi și fiice. Noi luăm aceasta prea ușor. Dar în lume, dacă o persoană este fiul sau fica unui rege, mai ales în trecut, ei erau cei mai importanți oameni din țară. Și fiul sau fica unui rege erau foarte privilegiați. Aveau tot ce își doreau, puteau rezolva probleme din țară, etc. Dacă am înțelege noi ce înseamnă să fii cu adevărat, Fiul sau Fica, a tot puternicului Dumnezeu, noi parcă prea ușor spunem, da, sunt copilul lui Dumnezeu, dar dacă te gândești ce înseamnă cu adevărat să fii Fiul sau Fica a tot puternicului Dumnezeu, asta ți-ar rezolva toate problemele. Dar nu vine automat. Capitolul 7, versetul 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe sau promisiuni, care sunt acestea? Capitolul 6 cu 16. Eu voi fi în ei, voi umbla cu ei și voi veți fi fi și fiice. Deci, ce trebuie să facem noi? Să ne curățim de orice întinăciune a cărni? Adică cel mai minuscul lucru, ce tulbură conștiința. Cel mai mic lucru. Ceva ce nu ar fi trebuit să vorbești. Sau ceva ce nu trebuia făcut. Sau o nedreptate mică în lucruri financiare. Cel mai mic lucru. Să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Sfințenia perfectă. Este posibil aceasta? Da. Vechiul Testament nu vorbește niciodată despre sfințirea perfectă. Să vă spun ce este sfințenia perfectă. În conformitate cu lumina pe care o avem. Dacă ne gândim la duhul nostru, când vine Hristos în el, în mijlocul firii noastre întunecate, acolo în mijloc apare un cerc alb. Ca să folosesc o ilustrație. Hristos vine și apare un cerc mic luminos, pentru că înțelegem puțin ce înseamnă păcatul. Dar de ceea ce știm că este păcat, ne îndepărtăm. Și acel cerc mic este alb în mijlocul cercului negru numit fire. Dar dorința lui Dumnezeu este ca acel cerc alb pe măsură ce umblăm cu Dumnezeu, să devină tot mai mare și mai mare. Și astfel, încet, încet, să dea la o parte cercul negru, astfel încât partea întunecată să fie tot mai puțină și cercul alb să ocupe tot cercul negru. Așa cum copiii lui Israel au ocupat țara Cananului, alungând uriași. Imaginea este asemănătoare. Firia este biruită astfel. Firia înseamnă păcatul potențial care se află în noi, care ne ispitește. Mulți se gândesc că diavolul este dușmanul nostru. Vreau să vă spun că diavolul a fost biruit acum 2000 de ani. Și tu umbli în lumina faptului că diavolul nu se poate atinge de tine și nici de copiii tăi. Eu cred aceasta de ani de zile, de când am descoperit că diavolul a fost biruit la cruce. Eu nu mă tem de diavolul. El nu se poate atinge de mine. Absolut deloc. Eu îi pot spune să plece, și Biblia spune nu că va pleca încet, ci că va fugi. Iacov 4, de la versetele 6 la 8. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Dar știți cine este dușmanul meu? Acesta locuiește în mine, și anume firea. Dușmanul tău nu este diavolul. El a fost înfrânt. Este firea ta. Tu crezi că dușmanul este afară undeva, dar nu. Nu este diavolul dușmanul tău, ci firea. Nu diavolul te ispitește ca să te mâni, ci firea ta rea te face să te mâni. Firea ta rea te face să nu-ți ceri iertare dacă te mâni. Este firea, nu diavolul. Da, el ne poate ispiti, dar din afară. Dar el nu poate veni în noi. Nu. Hristos locuiește înăuntru. Diavolul nu are loc în mine. Dar firea este și ea înăuntru. Este cercul acela mare și negru. Hristos vine înăuntru ca să biruim complet firea aceasta. De aceea, el ne-a dat Duhul Sfânt. Și spune aici, la sfârșitul versetului, că putem avea sfințenia perfectă numai în frică de Dumnezeu. Și sfințenia ta trebuie să devină tot mai perfectă, adică cercul alb să ocupe tot mai mult din fire. Sau, cu alte cuvinte, să devii tot mai mult asemenea lui Hristos. Așa cum am văzut în Proverbe 22, frica de Domnul și smerenia sunt doi gemeni care merg împreună. Și îți poți da seama câtă smerenie ai în funcție de câtă frică de Domnul ai. Și poți vedea câtă frică de Domnul ai în funcție de cât de smerit ești. Frica de Domnul te va face foarte sensibil la păcat. Când oamenii se căsătoresc, eu îi sfătuiesc pe toți dintre ei, mai ales în zilele acestea, să își ceară iertare unul de la altul cât de repede posibil și să ierte cât de repede posibil. Atâta tot. Două propoziții pe care le spun să le ia în viața de căsnicie pentru a fi fericiți. Le spun la nunți ca în viață să-și ceară iertare cât de repede unul de la altul și să ierte cât de repede. Când rănești pe partenerul tău, cereți repede iertare. Nu aștepta. Imediat ce te atenționează conștiința ta, dacă conștiința ta nu te atenționează atunci când vorbești obraznic sau cu mânie partenerului tău de căsnicie, atunci ești într-o stare destul, destul de rea. Așa cum spune doctorul, prognosticul este rău. Așa spune doctorul atunci când nu prea mai este speranță de recuperare la o persoană bolnavă. Prognosticul este rău. Adică nu prea mai este speranță. Dar, cu Domnul, este speranță. De aceea vă spun, dacă faci ceva rău, dacă rănești pe cineva la locul de muncă sau acasă, și dacă nu te simți imediat vinovat pentru asta, prognosticul este rău. Dar este speranță. Cerei lui Dumnezeu să-ți dea frică de Domnul și smerenia să recunoști când greșești. Să spui, a fost greșeala mea, te rog, iartă-mă. Îmi pare rău că te-am rănit. Mi-am pierdut controlul. Deschideți cu mine la Efeseni capitolul 4. Sfințenia perfectă în frica de Domnul. Așa am citit. Dacă chiar crezi în promisiunile mari pe care ți le-a dat Domnul, haideți să avem o sfințenie perfectă în frica de Domnul. Efeseni 4 ne dă un timp limitat pentru mânia noastră. Versetul 26. Mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Asta înseamnă că singura mânie permisă este cea fără păcat. De exemplu, când Isus a mâniat în templu că oamenii făceau bani în numele religiei. A fost drept să se mânie. Dar când l-au pălmuit, l-au blestemat, au scuipat pe fața lui, atunci El nu s-a mâniat. Când i-a zis că El e Domnul Dracilor, Nu s-a mâniat. Așadar, Isus este, să spun așa, dicționarul meu. Definesc mânia privind la dicționarul meu, modelul meu, care este Isus Hristos. Și descoper la El că niciodată Nu s-a mâniat când oamenii spuneau ceva rău despre El, sau îi făceau ceva lui, sau îl loveau, sau orice era cu privire la El. Dar când era vorba de slava lui Dumnezeu, atunci se mânia. Când a văzut că oamenii făceau bani în numele religiei, că nu vroiau ca un om sărman să fie vindecat în ziua de sabat, legalismul lor l-a mâniat. El este exemplul meu. Cum să-L urmez pe Isus? Când să mă mâni și când nu? Aici spune, mâniați-vă, dar nu păcătuiți din cauza mâniei. Asta înseamnă că atunci când cineva mă rănește sau mă vorbește de rău, îmi vorbește urât și eu dacă mă mâni, este păcat. Și chiar este. Poate cineva la locul de muncă te-a rănit sau poate rudele tale au spus ceva despre tine. Soțul sau soția ți-au spus ceva și tu te mâni, atunci păcătuiești. Dar... În același timp, dacă vezi că la un program TV, un predicator face bani în numele religiei și spune oamenilor să-i dea bani și nu te mâni, păcătuiești din nou. Pentru că în astfel de situații s-a mâniat Isus. Ceea ce vă dați la creștini este că citesc sau aud despre astfel de predicatori și nu se mâni. Dar dacă cineva le face ceva la servici sau acasă, ei se mânie este exact pe dos decât a făcut Hristos. Și este un cuvânt pentru ceea ce este opus lui Hristos. Anticrist. Acesta este Duhul lui Anticrist. Deci când văd oameni că fac bani în numele religiei și asta nu mă mânie, dar dacă cineva îmi face mie rău și mă mâni, atunci acesta este Duhul lui Anticrist, opusul lui Hristos. Poate nu-ți place ceea ce spun, dar acesta este adevărul. Și pentru că eu iau păcatul în serios, ca o să mă țin de aceste lucruri. M-ați mai auzit că am dat pe față predicatori care fac bani în numele religiei? Mergeți pe internet sau pe YouTube și vedeți câți vorbesc împotriva lor. Frica de Dumnezeu aproape că nu mai este în creștinism. Și o dovadă a acestui lucru este că acești predicatori nu sunt dați pe față, așa cum a făcut Isus. În al doilea rând, oamenii se supără dacă cineva spune ceva împotriva lor. Se supără soțul și soția unul pe altul. Acesta este Duhul lui Anticrist mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Priviți la dicționar, la exemplul nostru, Iisus Hristos, și vedeți când s-a mâniat El și când nu. Trebuie să ne mâniem când vedem că oamenii nu au milă. O persoană era bolnavă și farisei nu vroiau ca el să fie vindecat din cauza unui ritual religios pe care îl țineau, sabatul. Iisus atunci s-a mâniat, dar atunci când au zis că el e Domnul dracilor, nu s-a mâniat, ci i-a iertat imediat pe oameni și n-a ripostat deloc când a fost scuipat. El n-a zis: "Stați să vedeți când mă voi întoarce, am să vă dau eu o lecție." Nu. N-a spus asta niciodată. Nu. El i-a ignorat. Știți ce a spus? Iartă-i tată, că cei nu știu ce fac. Credeți că un om nu știe ce face atunci când scuipă spre cineva? Credeți că cineva nu știe ce face atunci când răstignește pe cineva? Desigur că știu. Dar el a vrut să spună că ei nu știu că îl scuipă în față pe Dumnezeu la tot puternic. Nu știu pe fața cui scuipă. Iartă-i, Tată. Ei nu știu cine sunt eu. Ei nu știu că sunt Fiul lui Dumnezeu. De aceea iartă-i. Asta ar trebui să fie și atitudinea noastră față de alții. Și eu sunt un fiu al lui Dumnezeu. Și nu e zis să spun asta. Nu sunt fiul lui Dumnezeu Isus, dar sunt și eu un fiu al lui Dumnezeu. Biblia îmi dă autoritatea să spun asta, în Ioan 1 cu 21, și cred cuvântul lui Dumnezeu. Și când oamenii îmi fac mie ceva, trebuie să spun același lucru. Iartă-i, Tată, căci nu știu ce fac. Nu știu pe cine rănesc. Ei nu știu ce fac. Dacă tu, soțule și soție, sunteți născuți din nou și vă răniți unul pe altul, nu vă dați seama pe cine răniți? Răniți un copil al lui Dumnezeu. Există o expresie în engleză care spune, familiaritatea naște dispreț. Să vă explic. Asta înseamnă că dacă ajungi să cunoști foarte bine o persoană, Poate fi soț-soție sau un prieten foarte apropiat. Treptat, nu mai suntem așa de atenți când vorbim cu acești oameni, în comparație cu un străin cu care vorbim. Dacă vine un străin la ușa ta, nu vorbești urât cu el, ci frumos. Întreabă-te ultima dată când ai întâlnit un străin la ușa ta, sau oriunde în altă parte. Ai vorbit urât cu acea persoană? Niciodată. Nu cred că a făcut cineva aceasta. Oamenii vorbesc urât cu cei pe care îi cunosc bine. De obicei cu cei din casă. Nici nu se gândesc la ce vorbesc. Asta înseamnă familiaritate. Adică te obișnuiești cu cineva. Și asta poate naște dispreț. Naște înseamnă că produce, aduce dispreț dispreț, atunci când zici, a, cine se crede persoana asta? Nu trebuie să vorbesc frumos cu ea sau cu atenție cu ea. Este soția mea, nu-mi pas. Sau este soțul meu. Obișnuința duce la dispreț. Frica de Domnul stă împotriva acesteia. Atunci când recunosc că Domnul este prezent acolo. Există o cărticică numită Practicarea Prezenței Lui Dumnezeu. Eu nu cred că o putem practica, doar dacă căutăm să fim plini de Duhul Sfânt. Și cred că acesta este un motiv bun pentru care trebuie să căutăm să fim plini de Duhul Sfânt în fiecare zi. Efeseni 5,18 spune, fiți plini de Duh tot timpul. Vă spun sincer înaintea Domnului că eu caut să fiu umplut cu Duhul Sfânt în fiecare zi a vieții mele. Chiar dacă Dumnezeu m-a umplut odată cu Duhul Sfânt, într-un mod evident cu mulți ani în urmă, de atunci mă rog ca Dumnezeu să mă umple cu Duhul Sfânt în fiecare zi. Aceasta este rugăciunea mea zilnică cea mai importantă. Am auzit de un om foarte vlavios din secolul 19 și cineva l-a întrebat. Care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o în viața de credință? Și el a spus, cea mai importantă lecție din viața de credință pe care am învățat-o este că nu pot trăi viața de credință. Ai învățat-o și tu? Eu nu pot trăi o viață creștină. Dacă crezi că poți, atunci nota ta școlară ar fi cam un 5 un pic peste trecerea clasei. Și spui, am trecut clasa. Dacă acesta este standardul tău, ok. Dar acesta nu este standardul lui Dumnezeu. El nu vrea nici măcar nota nouă să avem, ci zece. Și când recunoști asta, îți dai seama că nu poți trăi viața de credință. Și asta a spus-o un frate foarte credincios. Când recunoști aceasta, strigi la Dumnezeu să te umple cu Duhul Sfânt căci singur nu poți trăi viața de credință. Care este scopul legii din Vechiul Testament? De ce a dat Dumnezeu legea? Pavel spune foarte clar în Roman 7. Scopul legii este să arate cât de păcătos ești și că nu poți ajunge la standardele lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a dat legea evreilor pentru 1500 de ani, ca să le arate că nu pot ajunge niciodată la standardele lui Dumnezeu. Și la finalul celor 1500 de ani, în cartea lui Maleahi, care a fost ultimul proroc din Vechiul Testament, Dumnezeu le spune că sunt fără nădejde. Au învățat ei lecția că nu pot ajunge la standardele lui Dumnezeu? Nu. Ei tot aduceau oi cu cusur, ca jerfă, și făceau lucruri lumești. De aceea Dumnezeu le spune că ei aduc ca jerfe oi șchioape sau bolnave sau câte o capră arbă, pentru că nu le mai trebuie în turmă. Și dacă tot aduc o jerfă, așa scapă de animalul bolnav. Așa dăruiesc mulți oameni timpul lor lui Dumnezeu. În Vechiul Testament trebuia adusă jerfă o oaie. Bun, hai să dăm lui Dumnezeu una oarbă, bolnavă sau șchioapă. Cu alte cuvinte, am datoria de a aduce Domnului o jerfă. Hai atunci să aduc una care să nu mă coste nimic. Și spunem, o, oh, trebuie să dau ceva din timpul meu lui Dumnezeu. Și ca să-mi liniștesc conștiința, îmi deschid Biblia, să citesc ceva și apoi merg la lucru. Mi-am făcut parte. Acesta este echivalentul unei oi oarbe sau unei capre șchioape aduse lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, la ce îmi folosește asta? Încercați să mă prostiți? Asta se întâmplă din cauza lipsei de frică de Domnul, de o lipsă de respect față de Dumnezeu. Lipsă de respect față de Dumnezeu. Și știți ce spune Domnul în Maleahii? Să vă arăt acel verset. Amintiți-vă că Domnul le spune asta după mai mult de o mie de ani de când ei auzeau mereu legea. Le spune, voi faceți ce nu este bine. Și ei întreabă, ce facem rău? Capitolul 1 cu 8. Când aduceți ca jerfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Mielul sau animalul ce trebuia adus înaintea lui Dumnezeu trebuia să fie perfect, dar ei aduceau unul orb, care oricum nu le trebuia. Aduceau o vită șchioapă sau bolnavă. O capră șchioapă era o problemă pentru ei, sau un bou șchiop, și ei asta aduceau ca jerfă. Și Domnul le spune la mijlocul versetului 8, dacă dregătorul ar veni la tine la masă, i-ai da mâncare stricată, expirată de săptămâna trecută? Ai da mâncare stricată dregătorului? I-ai da mâncare stricată șefului tău? Ce i-ai da? Și Domnul spune, N-am nicio plăcere de voi. Versetul 10. Dar, spune Domnul, se va întâmpla ceva nou. Maleah este ultimul proroc. Și Domnul i-a spus că în câțiva ani va veni o schimbare. Și voi termina cu voi, evreilor, ca națiune. Versetul 11. Căci de la răsărit și până la asfințit, de la est la vest, Numele meu va fi mare între toate neamurile. În America, în India, în Europa, peste tot, nu numai în Israel. Și în orice loc se vor aduce jerfe curate, și numele meu va fi mare între toate națiunile. Și aceasta este perioada în care trăim noi. Când noi am început biserica în Bangalore, acum 47 de ani, acesta este versetul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Că va ridica o biserică care va aduce jertfe curate. Jertfe care ne vor costa ceva și nu ceva ieftin. Nu ceva cu care să-mi liniștesc conștiința, precum citesc din Biblie ca să nu mă mustre conștiința. Eu zic, mai bine nu o citi. De ce să o citești numai ca să-ți liniștești conștiința? Asta ne arată că este o lipsă de respect față de Dumnezeu în vremurile acestea în care trăim. Și cred că Dumnezeu va ridica biserici care vor avea respect față de Dumnezeu. Căutați să aveți respect față de Dumnezeu cu smerenie. Eu cred din toată inima că este imposibil să biruiești păcatul fără ajutorul Harului dat de Dumnezeu și cu puterea Lui. Când Pavel avea un țepuș în carne, Dumnezeu i-a zis, Harul meu îți este de ajuns. Vreau să vă arăt două versete. 2 Corinteni 12. Ce este Harul? Mulți oameni cred că este libertatea dată de iertarea lui Dumnezeu. Dar ascultați definiția dată de Dumnezeu. 2 Corinteni 12 cu 9 Harul meu ți este de ajuns, căci acesta este puterea mea. Harul este puterea lui Dumnezeu, care te întărește în slăbiciunea ta. Să vă citesc astfel. Harul meu ți este de ajuns, căci el este puterea mea care te întărește atunci când ești slab. Și știți care sunt slăbiciunile noastre? Nu că nu putem ridica greutăți, ci că păcătuim prea ușor. Aceasta este slăbiciunea noastră cea mai mare. Că așa de ușor spunem minciuni. Că așa de repede ne mâniem. Că bărbații poftesc așa de ușor femei. Se uită la o poză și pofta vine imediat. Așa de ușor să cazi în păcat. Harul este puterea care ne ajută să biruim slăbiciunea aceasta. De aceea spune în Romani 6 cu 14, căci dacă ești sub har, niciun păcat nu te va mai birui. Vei birui mânia 24 de ore din zi. Dacă ai har, fără el este imposibil. Vei birui poftirea cu ochii 24 de ore pe zi. Dacă ai har, dacă nu ai, nu vei putea. Deci întrebarea se pune, de unde pot primi har? Vă amintiți de fecioarele neînțelepte, cărora li se stingeau candelele? Ele nu mai aveau putere. Fără un de lemn înseamnă fără putere. Și astfel, ele nu erau pregătite pentru revenirea Domnului. Fecioarele înțelepte aveau candelele aprinse. Și când a venit Domnul, cele neînțelepte au mers la cele înțelepte. Dați-ne niște ulei, dați-ne din puterea voastră. Dar cum să vă dau din puterea pe care mi-a dat-o mie Domnul? Și fecioarele înțelepte au zis celor neînțelepte, mergeți acolo unde puteți primi puterea. Ele au plecat, dar a fost prea târziu. Nu acela era momentul ca să cauți să biruiești păcatul, după ce vine Domnul. Pe când ele s-au întors, ușa era închisă. Știți semnificația acelei pilde? Acum este timpul să mergem să primim un delem, puterea Duhului Sfânt. Cum să primim acest har? Foarte simplu. 1 Petru 5 cu 5. Ușa este mereu deschisă pentru fiecare care vrea să primească har. Dumnezeu dă har celor smeriți. Dumnezeu dă har celor smeriți. Deci, de fiecare dată când te mâni, de fiecare dată când spui o minciună, de fiecare dată când faci ceva rău, trebuie să-ți spui ție însuți, nu am avut har. Oricât de smerit crezi că ești, Dumnezeu nu este de aceeași părere. Chiar dacă te crezi smerit, Dumnezeu nu are aceeași părere. Și refuză să-ți dea har. Ușa este închisă. Caută respectul față de Dumnezeu și smerenia. Toate bogățiile spirituale și viața duhovnicească pornesc de aici. Recunoaște cât de mult te-a iertat Dumnezeu și fii recunoscător. Toți știm că în trecutul nostru am făcut greșeli. Eu știu că le am și tu la fel. Nu uita aceasta. Nu uita niciodată. Este ușor să uiți viața păcătoasă pe care o aveam când nu îl cunoșteam pe Dumnezeu. Recent mă uitam la o cântare pe care o cântam mai de mult. Era vorba despre 99 de oi. Una era pierdută. Și cântarea spune că era o oaie pierdută. Era departe de porțile de aur. Și păstorul merge după ea prin pustiu. Și acolo a găsit acea oaie bolnavă și pe moarte. Când am auzit acest vers de cântare, am știut că eu eram acela. Eu am fost bolnav și pe moarte. Ca credincios, amintiți-vă de comparația dintre oi și capre. Caprele sunt cei necredincioși. Matei 25 spune că Isus va despărți oile de capre. Caprele sunt necredincioși, dar oile sunt cei credincioși. Deci oaie pierdută nu este o persoană necredincioasă. Nu este vorba de 99 de oi și o capră. 99 de oi și o altă oaie. Este vorba de un credincios căzut, un credincios căruia nu-i pasă, care a plecat fără să aibă respect față de Dumnezeu și s-a pierdut. Și păstorul merge după el. Și cântarea mai spune că nici unul din cei răscumpărați nu a știut cât de adânci au fost apele pe care păstorul a trebuit să le treacă, și cât de întunecoasă a fost noaptea prin care a trecut păstorul. Și, în întuneric, a auzit un strigăt. Strigătul acelei oi pierdute care era bolnavă și pe moarte. Și am zis, Doamne, eu am fost acela. Unul care l-a acceptat pe Hristos și apoi a lăsat-o mai moale cu pocăință. Ca noi toți. Dacă mai păcătuiești câteodată, ești ca unul care dă înapoi. Chiar dacă te numești un credincios care merge la biserică, te poți rătăci. Îmi amintesc asta pentru că în primii 16 ani, după nașterea din nou, nu am știut cum este să trăiesc o viață biruitoare. Mă mâneam des pe soția mea. Ridicam tonul la ea. Dar îl laud pe Dumnezeu că așa ceva nu mai este deloc în viața mea. Căci am primit har, am început să am respect față de Dumnezeu. Eu știu că eram în această stare pierdută, și păstorul a venit și m-a găsit. I-am dat voie să mă pună pe umăr și să mă aducă în turma lui. Dragi frați și surori, biserica aceasta trebuie să fie o astfel de turmă. Să vă arăt cum ar trebui să fie biserica. Să deschidem la Luca, capitolul 15. Și apoi voi încheia. Luca 15, cu 4. Care om dintre voi care are 100 de oi, 100 de credincioși, dar unul dintre ei se rătăcește? Dați-mi voi să parafrazez pasajul acesta. Unul ia păcatul ușor, nu mai are frică de Domnul, și pastorul le lasă pe celelalte 99 și merge după oaia rătăcită. Am ascultat predica fiului meu, Santos, care a predicat dimineață. Am rămas impresionat de ceea ce a zis. El spunea ca și încântarea aceea. Doamne, ai aici 99 de oi. De ce vrei să mergi după una? Dar Domnul a spus nu. Trebuie să mergi și după oaie rătăcită. Și fiul meu spunea că îngerii poate spun, Doamne, lai pe Pavel, Petru și alți oameni, David Wilkerson, Tozer și alții. Dar Domnul spune nu. Trebuie să-l aduc și pe Santos. Și el trebuie să fie aici. Pune și tu numele tău acolo. Dumnezeu are o grămadă de sfinți în cer, dar te vrea și pe tine acolo. Pune numele tău acolo. Ești poate oaia care lipsește. Le lasă pe cele 99 și merge după cea rătăcită. Și când o găsește, vine acasă cu bucurie și o aduce din nou în turmă. Și priviți cum descrie el turma neprihănită, cum ar trebui să fie biserica. Ultima parte a versetului 7. 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Oricare ar fi numărul de credincioși din această biserică, fiecare persoană de aici ar trebui să nu aibă nevoie de pocăință. De ce? Pentru că s-au pocăit deja. Pentru că te pocăiești imediat ce greșești pentru că îți ceri imediat iertare și iert și tu repede pe alții. De aceea n-ai nevoie să te mai pocăiești, pentru că te-ai pocăit imediat. Nu i vorba că nu mai păcătuiești, ci mărturisești imediat păcatul și el este iertat, este spălat. Aceasta este descrierea Bisericii Nou Testamentale. 99 de oameni care nu mai au nevoie de pocăință, pentru că ei se grăbesc să-și recunoască păcatul, să primească iertare, să se smerească și să trăiască cu respect față de Dumnezeu. Mă rog ca această biserică să fie așa. Amin. Amen.